Bună și bine v-am găsit, bine v-am găsit alături de mine. Eu, Monica Măgureanu, practician și intern în metoda Compassionate Inquiry a lui Dr. Gabor Mate și dezvoltată de către Sadharam Kaur, care răspund cu bucurie ca întotdeauna invitației Herald de a vă prezenta o carte tare dragă mie, Apartenența, scrisă de către Tokopa Turner. Și cum aș putea vorbi despre apartenență decât într-un loc în care sufletul meu simte că aparține, înconjurată de natură, înconjurată de verde, înconjurată de aer și poate chiar de sunetul acestor păsărele sau vrăbii sau orice alte zburătoare care ne împiuntă în fiecare zi viața și sufletul. Așadar, mi-aș dori să vă vorbesc despre apartenență pentru că pe mine m-a impresionat profund această carte, mai ales în contextul practicii mele profesionale, dar și la nivel personal. Ca ființe umane, ca human beings, da? Avem cu toții o nevoie profundă de a aparține. Ne dorim să ne simțim acceptați, ne dorim să ne simțim văzuți, înțeleși de cei din jurul nostru. Cu toate acestea, deși de multe ori nu ne dăm seama, frica noastră de a ne atașa ne poate ține adesea departe de conectarea cu noi înșine și de trăirea vieții pe care o dorim cu adevărat. În apartenența, Tokopa Turner explorează toate aceste complexități ale nevoii noastre de a aparține și modalitățile diferite în care putem deveni deconectați de la adevăratul nostru sine. Prin propriile sale povești personale, prin insight-uri, ea oferă o perspectivă plină de compasiune și plină de profunzime asupra modului în care putem recâștiga sensul de apartenență și putem trăi o viață mai autentică. Ca practician în abordarea Compassionate Inquiry, am văzut personal impactul puternic pe care nevoia de apartenență îl poate avea asupra clienților cu care lucrez. Prin explorarea diferitelor frici, diferitelor anxietăți care ne țin departe de conectarea cu adevăratul nostru sine, această carte ne poate ajuta să dezvoltăm o mai mare conștientizare de sine și compasiune față de noi înșine și față de ceilalți. Această ființă minunată, pentru că nu-i pot spune autoare, Tokopa Turner, ne oferă o gamă largă de instrumente prin care putem practic să avem acces la cultivarea unui sens mai mare de apartenență. Munca cu visele, cu ritualurile, auto-întrebările sau auto-chestionarea. Prin angajarea acestor practici, putem începe să dezvăluim modelele și credințele care ne țin departe de trăirea unei vieți împlinite și autentice. Ne împotrivim adesea nevoii noastre de a aparține pentru că o confundăm cu ceea ce poartă numele de atașament și noi, cumva, poate nu toți, dar marea majoritate, considerăm că a fi atașați înseamnă a fi dependenți. Această credință poate duce adesea la dependență emoțională, poate duce la ignorarea nevoii noastre reale de a ne conecta cu noi înșine și cu ceilalți într-un mod autentic. Tokopa Turner explorează această diferență subtilă între atașament și apartenență și ne oferă posibilitatea de a ne simți acasă în noi înșine și în lumea din jurul nostru. Apartenența este o carte puternică, este o carte transformatoare și are potențialul, cred eu cel puțin, de a schimba modul în care ne vedem pe noi înșine și lumea din jurul nostru. Dacă sunteți pe drumul căutărilor, dacă doriți să vă conectați cu adevăratul dumneavoastră sine, vă recomand din suflet această carte. Vă doresc lectură plăcută, dacă veți alege așa, și să fie cu inspirație. Mulțumesc!